starea de bine s-a instalat iarăși. Și acum de câțiva, de fapt ăsta e al doilea an de când fac tratamentul acesta, e mult mai bine, adică mă simt mai calm. Așa cum am spus, încurajăm membrii să se implice și am cunoscut acum aici, la Iași, câțiva dintre pacienți și dorim ca și ei să aducă un aport asociației. Am 52 de ani și sunt din Focșani. Acum 4 ani de zile am fost diagnosticat cu boala Fabry dintr-o simplă întâmplare. Mi s-a făcut niște analize pentru muncă. Atunci am fost descoperit cu creatinină foarte mare, după care imediat am fost descoperit și cu boala Fabry. Am 62 de ani și 3 luni și până la vârsta de 59 de ani n-am avut nicio problemă cu sănătate și nici capul nu m-a durut, nimic. Totul s-a petrecut foarte bine. Într-o dimineață de noiembrie, de octombrie, pardon, m-am trezit cu un vertij. Așa mi-a zis medicul după aceea, nu știam ce, amețeli puternice. Mai să cad jos până am ajuns în cameră, cu vomă și, mă rog, alte probleme dintre astea care creau disconfort. După aceea am mers la PEFIR, la medicul orelist ăsta, și s-a ajuns la concluzia că am boala Fabry. De la apariția unui simptom până la diagnostic este foarte mult, este de aproximativ 15 ani. Iar un pacient, ca să ajungă să fie diagnosticat, trece pe la cel puțin alți 4 medici din alte specialități până ajunge la o specialitate care se gândește. Fiind o boală rară, evident, nu poți să învinovățești medicul care îl vede prima dată cu o manifestare. Întâi mă gândesc la boli mult mai comuni, mult mai simpli, mult mai ușor de tratat și ulterior mă duc înspre boli mai rare și am tendința de a mă duce acolo. Eu zic că medicii, pentru că noi suntem prima linie, dar și dumneavoastră ca și populații, ca și pacienți, ca și aparținători, toți trebuie să fim conștienți că există această boală și că trebuie să ne gândim la ea și că trebuie să o căutăm. Pacientul, să zicem, este undeva aici, înainte de diagnosticare, stă, suferă, vorbeam de acea bulă în care se află el, în oaza aceea. Este singur, se gândește, oare numai eu am durerea asta, numai eu sufăr atâta. Și la un moment dat este diagnosticat. La aflarea vestii că sunt diagnosticat cu boala Fabry, am fost la început, am avut depresie. Cel puțin o lună de zile, până mi s-a explicat exact ce este boala. Sunt cazuri în care nu își acceptă diagnosticul. Aici e o problemă foarte mare. În sensul că știi că ai boala, ești chinuit de boală, dar nu-ți accepti diagnosticul. E o problemă foarte mare. Și avem pacienți care nu își acceptă diagnosticul și nu trec la o etapă următoare, însemnând tratamentul. Înainte mergeam ținându-mă de pereți, dacă mă credeți, dar să...
pot să-i conving pe toți care au boala sau trebuie depistați sau vor fi depistați cu această boală, să vină fără ezitare să înceapă tratamentul, pentru că aproape că se stagnează orice mișcare, chiar se revine asupra sănătății de bine și de toate. Pacientul care nu vorbește, nu e bine să-l lăsăm, lasă că e mai bine așa că e tăcut. E bine să-l întrebăm cum se simte, ce găsește rău în boala lui, să căutăm să vedem ce suferință are și să-l rugăm să ne spună în fiecare zi, să ne propună o întrebare pe care să o dezbatem. Cu pacientul ezitant nu prea e bine să glumim, că o poate interpreta orice gest de-al nostru. Cu pacientul anxios, care e foarte tensionat, e bine să mai strecurăm și glumițe, știu, la modul, uite, să fac perfuzia asta care bucură inima. Așa am considerat, a intrat pe tratament, oarecum calitatea vieții va crește. Tratamentul în boala Fabry, care trebuie să facem o substituție enzimatică cu o doză destul de mică, e un tratament care se face la 2 săptămâni. Studiile arată că are un efect, nu neapărat ok, vin cu enzima și o pun acolo ca să degradeze ce-mi trebuie mie să degradeze. Ideea este că stabilizează și funcția renală, ameliorează și durerea neuropată, adică să văd și niște semne pe care le percepe pacientul. Starea mea de sănătate a rămas aceeași, nu s-a mai înrăutățit, iar calitatea vieții este puțin mai bună față de cea care era înainte de a fi diagnosticat. Durerile care le am sunt mult mai mici și mă simt bine. Mulți dintre pacienții mei, în momentul în care vin la cabinet, văd doar întunericul dinăuntru tunelului. Da? Știți tunelul? Are o intrare, da? Atunci când te apropii de întuneric și știi că va urma o perioadă mai lungă sau mai scurtă de întuneric în care ești în tunel și la un moment dat pare că nu se mai termină, și o ieșire. De obicei, eu îmi văd pacienții în mijlocul tunelului, când totul pare foarte întunecat, și pare că lucrurile vor merge tot așa, nedeterminat. E, de aici mi-a venit mie ideea că e foarte util să faci omul să înțeleagă că tunelul are o intrare și o ieșire. Da? Are și din punct de vedere neurochimic o intrare și o ieșire, pentru că aceste episoade depresive au o anumită dinamică. Citind aceste lucruri după internet, păreau foarte grave. Dar cu ajutorul doctoriței, doamna Jurcuț, doamna Achim, am început să raționez toate astea și nu mai am probleme. Deci mi s-a dus imediat depresia. N-am mai intrat în depresie și asta, dar prima lună a fost foarte. Dar atunci când îl trăim, atunci când întunericul, când apăsarea, când durerea pare foarte reală, este greu să ne reprezentăm faptul că lucrurile astea se vor sfârși și că la ieșirea din tunel va fi din nou lumină, va fi din nou bucurie. Dar cum vorbiți, o să vă pun pe dumneavoastră să vorbiți în locul meu.